Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou, suntem în fața dumneavoastră cu o nouă emisiune și de asemenea cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studioul nostru a domnului Daniel Merceneu, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Harul din cartierul Titan, București. Daniel, bine ai revenit! Bine te-am regăsit! Este prima dată când suntem la această emisiune și... Adevărat! Știu că am discutat de foarte multe ori, ne străduim de ceva vreme să facem o emisiune împreună. Iată-ne că suntem în fața unei noi discuții, aș spune eu, destul de complexe, pentru că astăzi te invit să discutăm despre ordine și dezordine, sau ordine și haos. Pornind de la realitatea aceasta care, știi cum o vedem în fiecare zi, venind spre studio, m-am tot supărat că era trafic, vin de la aeroport și am avut o întârziere, era un haos în un aeroport, oameni foarte nemulțumiți. Și dacă ne uităm așa și stăm de vorbă cu oamenii, fiecare dintre noi avem cel puțin un subiect de care să ne plângem și să scoatem în evidență dezordinea, nemulțumirea aceasta pe care o avem față de ceea ce se întâmplă, ceea ce credem noi că ar trebui să fie în ordine și de fapt nu este. Și aici avem legi, climă chiar, știu eu, în familie, tot felul de lucruri pe care noi le întâlnim în viețile noastre și care practic ne fac viața mai complicată. Iată-ne că, având bineînțeles Sfânta Scriptură în fața noastră, Daniel, astăzi încercăm să înțelegem care sunt, să spunem, principiile acestei lume, acestui univers. Deci, unde a pornit ordinea, suntem în dezordine și sperăm că vom termina înapoi în ordine. Cum vezi tu lucrurile acestea? Le văd așa cum le vede Biblia, și anume că lumea aceasta, universul, a început cu ordine. Chiar dacă teoria evoluției vorbește despre Big o bang. Mare explozie, noi știm că în urma unei explozii, și vedem acum în Ucraina ce înseamnă explozii, exploziile lasă în urma lor nu ordine, ci dezordine. Și în contrast cu teoria asta, Biblia spune că lucrurile au apărut în ordine. Știi, Eminescu zicea, din haos, Doamne, m-am născut și m-aș întoarce în haos. Din haos, Doamne, am apărut și m-aș întoarce în haos. Asta era concepția lui, care nu era neapărat iudeo-creștină, că noi am apărut din haos. Biblia spune că ne-am apărut din ordine, pentru că universul este creat de un Dumnezeu care se definește pe sine ca fiind un Dumnezeu al ordinii și nu al dezordinii. Așadar, dacă ne ducem la Geneza, vedem că la început pământul ni se spune că era fără formă și gol și Dumnezeu l-a modelat și a pus ordine, dacă vorbim doar de planeta noastră Pământ. Și pământul era ca o grădină. Și ni se spune despre primul om, Adam, că a fost pus să lucreze grădina și să o păzească. Nu știu la ce te gândești tu când auzi de grădină, dar eu mă gândesc la ceva foarte ordonat. Da? Ceva plantat, ceva ordonat, ceva îngrădit, o grădină. Asta este imaginea ordinii. Și la început lumea a fost o grădină. Adam trebuia să lucreze, să păstreze lucrurile în ordine și să o păzească. Să o păzească poate de dezordine, de ceea ce a apărut la un moment dat. Ceea ce este interesant este că exact etapa aceasta de început al creației a fost o ordine, să spunem așa, generală. Ordine pe care o confirmă știința și astăzi. Vedem că astronomia probabil n-ar mai exista, deci n-ar mai putea... Fizica n-ar fi posibil, toate legile, toate constantele care există în univers, în fizică, în chimie, în toate științele exacte, n-ar fi posibile dacă n-ar fi un Dumnezeu. Deci, practic, toate ce înseamnă știință ar fi desființat de la momentul zero dacă această ordine divină n-ar fi fost de la început. Și, într-adevăr, grădina... Și asta vreau să vedem pe parcursul acestei emisiuni, pentru că eu rămân totuși șocat de faptul de dezordine în care trăim astăzi și în care încercăm să supraviețuim. Dumnezeu a creat ceva, dar totuși în ordinea asta perfectă a creat omul, care și el avea o contribuție la păstrarea ordinea lăsată de Dumnezeu. E foarte interesant asta, pentru că natura omului, practic rolul omului este pe parcursul acestei, să spunem, etape a universului, de la creație până când va fi un pământ nou și un cer nou. Deci, practic, încă de la început, omul a avut un rol, a jucat un rol în această ordine. Da, era pus de Dumnezeu
ca să stăpânească peste ordinea lăsată de Dumnezeu, și așa a fost până într-un moment. Și aici, vezi, noi suntem stresați de dezordinea care e în trafic, de dezordinea asta de ordin fizic. Suntem deranjați de gunoaie, de faptul că nu sunt îngrijite terenurile, iarba nu e tunsă ca la alții. Și ne deranjează ordinea asta pe care o vedem în lumea fizică. Dar ar trebui să știm că ordinea asta din lumea fizică a fost perturbată și a ajuns o dezordine din cauza unei perturbări a ordinii din sfera morală și spirituală. Cumva, ordinea pe care o vedeam în lume sau pe care o vedea Adam în lume era generată de ordinea pe care el o avea în relația cu Creatorul din sfera spirituală și morală. Când în sfera spirituală și morală, de la nivelul superior, a pătruns dezordinea, adică neascultarea lui Adam, a ieșit din rând, da? Adam. Da. Deci n-a mai ascultat de Dumnezeu. În sfera spirituală s-a produs dezordine și în sfera vizibilă, fizică, a ajuns haos. Deci, practic, omul, prin contribuția lui, a adus și el un aport destul de mare la crearea acestei dezordini. Păi a fost principalul contributor. Deci el, prin faptul că a ascultat de șarpe... Deci nu șarpele, deci nu doar nu șarpele, omul... Știi ce? Șarpele nu a venit și i-a băgat fructul oprit în gură. Șarpele l-a amăgit. Și a spus, uite ce frumos e, oare a zis cu adevărat Dumnezeu, Dumnezeu știe el ceva, ia încearcă tu. Deci el l-a provocat, l-a ispitit pe om, dar nu i-a dat cu forța. Și atunci eu n-aș spune că șarpele este vinovatul, ci eu spun că omul este vinovat pentru dezordine, de atunci și până astăzi. Și de ce am făcut această mențiune? Bineînțeles, știu care este într-adevăr vinovatul, dar am vrut să scot în evidență faptul că avem și tendința asta, această naturală, care se vede clar în grădina Edenului, de a da vina pe alții. Întotdeauna, că orice se întâmplă rău, că e dezordine, că lucrurile nu merg cum ar trebui să fie, întotdeauna altcineva e vinovat, mai puțin eu. Dacă... Guvernul, președintele... Inclusiv legile acestea pe care... Practic sunt niște petice, ca să spun așa, pentru că mi-a plăcut cum ai spus, legea aceasta morală sau dezordinea aceasta care s-a creat la nivelul spiritual, practic generează restul dezordinii. Da, uite-te că după ce Adam încalcă porunca lui Dumnezeu și iese de sub autoritate, că practic ordine ce înseamnă? Fac o paranteză aici. Te rog. E un cuvânt în Noul Testament tradus cu ordine, care înseamnă cuvântul taxis, unde noi avem taxonomie, exact. Care înseamnă a pune lucrurile în ordine, a sta fiecare în rândul lui. Ei, toate planetele stau în ordine, tot universul stă în ordine. La un moment dat, o ființă din univers a ieșit din ordinea asta. Și ăsta a fost omul. Când el a ieșit de acolo, a creat dezordine în sfera spirituală, cum spuneam, și după aceea ajunge dezordinea în sfera emoțională, uite-te că apare frica, apare rușinea, apar emoțiile negative și asta creează dezordine, îl tulbură pe Adam, se ascunde și așa mai departe și apare dezordinea în grădină. Pentru că zice de acum încolo spin și pălămidă să-ți dea pământul. Până atunci nu existau spin și pălămidă. Apare dezordinea, el cultiva ceva, răsărea altceva. El făcea rânduri așa, dintr-o dată, dacă nu le îngrijea, era haos în grădină. Exact. Asta trăim astăzi. Deci, practic, totul a fost dat pe toată această, să spunem, perfecțiune pe care Dumnezeu a creat-o la început, a fost dată peste cap prin lipsa de atenție, de a-și face treaba, că până la urmă Adam era rolul lui de a păstra, de a păzi, chiar spune cuvântul, de a păzi. Pe lângă faptul de a lucra, trebuia să o și păzească. De fapt, era, cred că, principala ocupația lui era să o păzească și inclusiv de cel rău, de Satan. Bun, există un verset foarte minunat, dacă toți stăm aici la... Pentru că restul ce urmează, practic, în continuare ne afectează pe noi și încercăm să vedem ce se întâmplă. Există acolo totuși o promisiune și asta apropo de conlucrarea aceasta dintre om și Dumnezeu. Știi cum e interesant și, nu știu, la un moment dat poate discutăm împreună despre tema aceasta, o mică paranteză despre ce a găsit Dumnezeu un om de vrea ca întotdeauna orice fac, ce să facă împreună cu omul. A fost încă de la începutul creației, da, i-a dat un job de făcut, după care tot planul acesta de mântuire vrea să-l facă împreună cu omenirea, restabilirea o face împreună cu omul. Dumnezeu e ăla care face, sau de fapt zice și se face. N-ar avea nevoie de noi. N-ar avea nevoie nici de noi să vorbim acum despre ordine, nici
Știu, dacă ar avea orice, Dumnezeu nu are nevoie de ajutoare. Orice zice, se face. Totuși, în economia asta lui, uite că, deși omul i-a dat planurile peste cap, a stricat ceea ce Dumnezeu a făcut, spune că s-a odihnit, a văzut că a făcut lucru bun, da? Există acel verset de care aminteam, Geneza 3 cu 15, în care practic există ceva. Este o speranță acelea a unei noi ordini. Apropo, tot discute acum noua ordine mondială. Cred că e vorba de ordin, da. În 90-91, când invadase Irakul, Cuveitul, se vorbea atunci de noua ordine mondială. Acum să auzim din nou de o nouă ordine mondială și vedem cum se oamenii caută o nouă ordine. Vezi, oamenii nu caută dezordine. Deci nu caută o nouă dezordine, deși ei generează dezordine încercând să facă o nouă ordine mondială. Dar, într-adevăr, Biblia de la început ne dă această speranță. Că tot haosul generat de păcatul omului, că până la urmă ăsta este acel factor destabilizator și care a produs haos, păcatul, neascultarea omului de Dumnezeu, Biblia ne dă o speranță că toată această dezordine generată de păcat va fi restabilită sau reconvertită în ordine. Și promisiunea de care spuneai despre sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, această proto-evanghelie, cum e numită de mulți, a fost retransmisă de-a lungul secolelor și Dumnezeu s-a revelat lui Avraam și a promis că din sămânța lui se va naște cineva, va veni cel care va restabili ordinea, apoi și Dumnezeu încheie un legământ cu Avraam, după aceea cu urmașii lui Avraam la Sinai prin Moise, după aceea din tot poporul Israel alege o seminție pe Iuda ca să fie cea din care aduce regele care să facă ordine și din Iuda alege casa lui David pe David ca din el să vină Mesia. Slavă Domnului! Practic această promisiune este speranța cu care cei din vremea aceea, vorbind despre Adam și Eva, au primit speranța de viață și că până la urmă ființa umană va fi reabilitată și tot ce vedem, tot parcursul ăsta pe care tu l-ai menționat, de-a lungul istoriei, Dumnezeu și-a arătat dorința aceasta că vrea să restabilească. El este cel cu inițiativa. Bineînțeles, ca de obicei, așa cum am spus până acum, nu o face singur. Întotdeauna o face cu cealaltă parte și vorbim de legămintele pe care le face și cu ceilalți, să spunem, patriarhi ai Vechiului Testament. Da, legământul cu noi, vorbim de Avram, vorbim de ajunge la Moise, am spus doar câteva, în care Dumnezeu îți promite ceva, omul trebuie să facă ceva și de fiecare dată omul eșuează. Aici este interesant, fii atent. Deci Dumnezeu a văzut natura omului că e păcătos. Omul e păcătos, a fost păcălit odată, a fost înșelat. Totuși, Dumnezeu, în virtutea acestei promisiuni din Geneza, pentru că vrea să restabilească, totuși mai încearcă. Îi mai dă o speranță. Știi cum e? E o ființă din aceasta în care tot dă, ordinea, trebuie să facă și omul ceva. Uh-huh. Și până la urmă ajunge la concluzia că orice aș face omul și chiar există o perioadă de tăcere, dacă nu știu aminte, de cei 400 de ani, în care nu se vorbește, da? Până la Ioan Botezătorul și, clar, la un moment dat, prin proroci anunță, nu există o altă speranță decât prin Hristos, care trebuie să moară. Deci, mută puțin regulă. Dacă văd orice am face, voi nu vă puteți. Ordinea pe care vreau să o fac împreună cu voi nu se poate. Totuși, există o speranță anunțată și împlinită prin Domnul Hristos. Da, vezi, ziceai că Dumnezeu lucrează prin oameni și, într-adevăr, asta este o taină de ce ne-a creat. De ce a creat Dumnezeu omul? El care și era suficient sie și nu avea nevoie de nimeni. Exact. De ce a rămas implicat și de ce ne implică pe noi să fim împreună lucrători cu El la planul de mântuire și apoi la mântuirea altora. Și într-adevăr, a dus generație după generație și zice Apostolul Pavel că la împlinirea vremii, ce a fost o vreme hotărâtă de Dumnezeu în care Dumnezeu a lăsat haosul să se manifeste pe pământ, a lucrat în haos selectând niște persoane, apoi un popor și cumva, dacă vrei, în tot haosul ăsta global a existat un culoar prin care Dumnezeu a pregătit restabilirea ordinii, reinstaurarea noi ordini spirituale, spune eu, da, și nu mondiale. Asta până a venit
Mesia, la împlinirea vremii. Și a fost suficient de mult timp încât omul să-și dea seama că el, prin el însuși, nu poate restabili ordinea în univers. Pentru că, de fapt, spuneam, cauza principală a dezordinii din lumea văzută este dezordinea din lumea nevăzută, și anume spirituală. Din lumea spirituală. Și vezi, Hristos a venit și a anunțat împărăția lui Dumnezeu. El asta a venit. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Ce înseamnă restabilirea ordinii? Înseamnă să ne reîntoarcem sub autoritatea lui Dumnezeu, sub domnia lui Dumnezeu. Asta înseamnă instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Dar uită-te că nu este o instaurare fizică sau politică. Exact. Da? Cum se așteptau unii. La Florii, de exemplu. Da, da, exact. Strigau rege, fiul lui David, și așteptau o instaurare politică. Este o instaurare a unei ordini spirituale. Oamenii sunt chemați prin Evanghelie să se pocăiască de păcatele lor, adică exact de factorul care produce dezordinea, și să se reîntoarcă sub autoritatea lui Dumnezeu prin Hristos. Și asta reface ordinea spirituală. Ne reîntoarcem la Adam. Ne reîntoarcem la supunerea față de Dumnezeu, la ascultarea față de Dumnezeu. Și de aici există speranță și pentru ordinea din universul vizibil, dacă se restaurează ordinea din universul spiritual. Așa e, Daniel. Vreau să vedem puțin mai adânc aici la nivel individual. Și cu siguranță, ca păstor, te-ai întâlnit cu oameni în general care sunt neliniștiți. Poate ai auzit expresia asta, cu siguranță, fă-ți ordine în viață. Mm-hmm. Știi cum e? Da, cred că fiecare a fost sfătuit cel puțin odată să facem chestia asta. Și la noi, și noi sfătuim pe alții. Fă-ți ordine în viață sau ordonează-ți prioritățile, vezi ce e cu tine, pentru că pe de altă parte, păcatul acesta spun că a distrus ordinea aceasta universală a relației cu Dumnezeu, da? Dar la un moment dat există și o dezordine a mea în interiorul meu. Deci, practic, sunt vraiște, hai să spunem, nu mai pot concentra pe nimic, nu știu, orice mă apuc, las imediat, n-am o direcție în viață. Toate relațiile sunt frânte sau deficitare. Deci, asta este tot un efect al aceeași. Cu siguranță. Și vezi, am vorbit de universul spiritual în care s-a produs dezordinea, efectele lui în universul ăsta fizic, dar noi înșine, fiecare individ, este un univers în sine. Și atunci noi ne naștem în lumea aceasta cu factorul acesta al dezordinii în noi, adică cu păcatul. Și atunci, pentru că este în mine acest catalizator al dezordinii, dacă vrei, și care provoacă dezordine, dacă eu nu ascult de Dumnezeu și nu mă reîntorc sub autoritatea lui Dumnezeu și dacă nu ascult de legile lui morale și spirituale, viața mea va fi un haos. Da, și sunt oameni care ajung să aibă viața un haos pe toate planurile, și emoțional, și relațional, și spiritual, și de job, de serviciu și așa mai departe. Și atunci se găsește un prieten care să-i spună, puneți ordine în viață, puneți viața în ordine. Știi că m-am auzit mai multe mărturii în care oamenii spun că în momentul în care s-au întâlnit cu Domnul Hristos, l-au acceptat ca Domn și Mântuitor, au intrat într-o relație personală cu Dumnezeu, atunci și alte lucruri conexe, de pe lângă ei. Au început să se împace cu familia, să se ducă la muncă, că sunt oameni care poate nici la muncă nu mai mergeau. Să se simte mai bine, inclusiv să fie mai sănătos, adică să aibă un stil de viață, să se doarmă mai bine. Echilibrat. Da? Da. Deci, în ordine. Exact. Deci, practic, până la urmă, relația aceasta spirituală are niște efecte conexe benefice asupra întregului meu micro-univers de care ziceai. Corect. Gândește-te la Zacheu. Da? Viața lui era un haos, spiritual vorbind. Se întâlnește cu Iisus și în secunda 2 zice, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Își dă seama că are o chestiune de rezolvat, care era dezordine, că el luase de la săraci pentru el. După aia, dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi de 4 ori. Asta era din legea lui Dumnezeu. El începe să pună lucrurile în ordine, cum spuneai, s-a întâlnit cu Iisus și nu doar că primește mântuirea sufletului, dar el își rezolvă și lucrurile pe orizontală. Asta e foarte important. Deci, practic, ordinea aceasta spirituală generează ordine pe orizontală cu ceilalți, așa cu lumea, cu creația, cu semenii, cu familia, cu frații, cu biserica. Practic, suntem într-o relație. Foarte, foarte, foarte important lucrul acesta pe care l-ai menționat. Mai mult îți dai seama, Zacheu avea niște lucruri de care probabil nu avea nevoie atâta avere și încearcă să-și recupereze oarecum greșelile
și față de semnele lui. Cu Dumnezeu s-a împăcat, dar până la urmă are face ordine și pe orizontală. Orientală. Interesant. Uite că în momentul acesta al întâlnirii cu Dumnezeu, pe care fiecare, în momentul zero al fiecăruia dintre noi, și tu și eu și cei care ne urmăresc, este un momentul acela în care butonul de reset, spune eu, când ne dăm seama că Dumnezeu ne pune pe parcursul acela, pe traseul acela de a veni la starea aceea inițială, care e o luptă. Acum suntem împreună încă în viață și știm cât de greu este traseul acesta. Nu e ușor pentru niciunul care a pornit pe calea Domnului. Dar totuși, acum trecem, suntem la faza în care încă suntem în, cred că până la planul final, la finalul planului acestuia pe care Dumnezeu l-a făcut împreună, suntem conlucrători cu Dumnezeu. E, aici, Daniel, vreau să spunem. Suntem în cazul în care suntem conștienți, l-am cunoscut pe Domnul Hristos, suntem cu Sfânta Scriptură. Ce trebuie să facem noi, creștinii, în mod special, aici mă refer în special la creștini, astfel încât planul acesta de restabilire a ordinii spirituale să fie îndeplinit, nu în sensul că ar depinde de noi, dar în calitate de conlucrător, de partener cu Dumnezeu. Pentru că există mai o altă promisiune în care Dumnezeu ne dă și nouă un rol în continuare. Întotdeauna omul a spus că a avut un rol, asta e doar știința lui Dumnezeu, de ce? Da. Dar în continuare, și aici vreau să aducem puțină, să spunem, o să tragem așa un semnal de alarmă, pentru că avem rolul acesta, eu cred că l-avem și vreau să-l vedem împreună cu tine. Totuși, care mai are, din momentul în care eu m-am văzut cu saci în car, hai să o spunem așa pe direct, m-am pus în relație cu Dumnezeu, oarecum mi-am pus viața pe, știu care e parcursul vieții mele, mă bucur, am o familie frumoasă, sunt bine, merg la biserică, am o viață, lucrurile merg într-o anumită direcție. Mai am vreun rol în contribuția acestea pe care a planul Dumnezeu sau e doar pentru mine, restul are Dumnezeu grijă? Cu siguranță am un rol, că Dumnezeu nu mă readuce sub ordinea Lui, nu face ordine în viața mea, ca după aceea eu să stau în mod egoist și să mă bucur ce bine de mine și să ignor haosul din jurul meu. Aici este. Și eu trebuie să fiu un agent al ordinii într-o lume a dezordinii. Foarte frumos. În momentul în care eu am reintrat în împărăția lui Dumnezeu, eu ascult de Dumnezeu sau mă străduiesc, când nu ascult, iar mă pocăiesc și vin și mă readuc sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și asta mi-aduce ordine în viață. În momentul acela, eu sunt partea Bisericii lui Hristos și îmi place să mă uit la biserică ca fiind o ambasadă a ordinii într-o lume a dezordinii. Și atunci, ce face o ambasadă? Reprezintă împărăția sau țara respectivă. Biserica este reprezentanta ordinii lui Dumnezeu în univers. Și atunci fiecare creștin care compune biserica ar trebui în familia lui, la locul lui de muncă, în vecinătate, oriunde ajunge, să fie un agent al ordinii. Adică dacă trec pe lângă ușa vecinului și văd preșul de la ușă că e strâmb așa și nu este în ordine, un creștin ar trebui să îl împingă cu piciorul și să-l alinieze, da? Că el este un agent al ordinii. Dacă văd o hârtie pe jos, eu mă aplec, o ridic și o pun la coș, pentru că sunt un agent al ordinii, ca să spunem cele mai banale lucruri. Exact. Pe lângă asta, lucrurile mult mai importante, sau lucrul cel mai important este să vestim Evanghelia acestei împărății, să contribuim la extinderea acestei împărății a ordinii. Împărtășim cu alții, pentru că, vezi, sunt oameni mulți a căror viața este un haos. Și ei recunosc asta, dar nu au o soluție. Dumnezeu are soluția. Eu zic că am experimentat-o. Atunci hai să o împărtășesc și cu el. Să zic, băi, hai să ne întoarcem, uite, sub autoritatea lui Dumnezeu. Uite ce zice Dumnezeu despre jobul tău. Uite ce zice despre odihnă. Uite ce spune Dumnezeu despre păcatul ăsta și ăsta care îți distruge viața. Uite ce spune Dumnezeu despre substanțe care îți distrug viața. Da? Și îl ajut pe om să-și pună ordine în viață, întorcându-se sub autoritatea lui Dumnezeu. Stând de vorbă cu colegul de serviciu. Nu trebuie să fac altceva. Absolut. Și dacă eu am fost reintrodus în ordinea lui Dumnezeu și am ceva mai multă ordine, nu vorbim în termeni absoluți, da? Da. Cum ai spus, păcatul e încă noi și greșim încă, dar suntem sub ordinea asta a lui Dumnezeu, eu mă duc și mai împărtășesc cu tine. Suntem doi deja. Noi doi împărtășim cu alții, suntem patru. Împărtășim cu alții, suntem opt. Și o creștere, va fi o creștere exponențială a împărăției lui Dumnezeu care înseamnă ordine.
Asta cred că trebuie să facă creștinul. Să împărtășească Evanghelia, aceasta ordine a păcii cu Dumnezeu, a reîntoarcerii sub autoritate și să fie un agent al ordinii în toate sferele. Asta este foarte important. În primul rând, exemplul personal de care ai spus și apoi este cel care îi conduce și pe ceilalți. Uh-huh. Asta este important. Să fie dispus, a zice eu, să mărturisească, așa cum spune de fapt și cuvântul Domnului, spune martor, vesti martor, da, îmi place foarte frumos. Să povestească, să experiența proprie. N-ați zice că ar trebui să fie un mare teolog, un mare, ci pur și simplu schimbarea în viața lui se va vedea și poate, știi că și la serviciu știi că e important și știu că corporațiile caută oameni care au o viață disciplinată, care vin la timp la serviciu, care au o viață, care nu te trec nopțile, îți spun așa din experiență, oameni care au familiștii că sunt mai responsabili, deci practic, oricum am încercat, ordinea e respectată, deși unii o văd în afara lui Dumnezeu că, ea este un efect al restabilirii acestei relații. Deci, practic, semnalul pe care am vrut să-l trag și să-l readuc încă o dată aminte este că avem chemarea aceasta, îndemnul acesta să fim parte a planului lui Dumnezeu. Da, ai spus ceva interesant, că unii văd ordinea și în afara lui Dumnezeu și fără Dumnezeu și e foarte adevărat și unor chiar trist. Pentru că, de exemplu, există oameni care practică yoga. Disciplina. Autodisciplina. Disciplina, yoga, disciplina minții. Sunt budiști, călugări budiști care au viață foarte ordonată. Sunt oameni care au viață militari, de exemplu. Da? Deci sunt oameni care sunt ordine și disciplină. Dar chiar dacă nu-L implică pe Dumnezeu în asta, eu și aici văd vestigii ale chipului lui Dumnezeu în om. Faptul că ei caută ordinea. Faptul că nu se complac în dezordine. Asta înseamnă că venim dintr-o ordine, nu dintr-un haos. Și că e ceva din noi care ne spune că e de bun simț să cauți ordinea și nu haosul. Și ei chiar reușesc. Uneori prin alte metode. Auzi, apropo, încă de la creație, pe lângă revelația aceasta generală, așa cum se spune în teologie, că omul, Dumnezeu i-a lăsat omului dorința de veșnicie, una, apoi conștiința, da, vocea lui Dumnezeu nevăzută, care ne mustră, da, iar o altă componentă divină, cred că și dorința asta de a face ordine. Sunt oameni foarte, de exemplu, eu nu pot să învăț, să-ți dau un exemplu, dacă văd și perdeaua puțin deranjată, eu nu pot să mă concentrez. Trebuie să fie tot așa liniat, astfel încât să pot să fac o activitate. Cred că e o chestie pe care tot așa Dumnezeu ne-a pus-o în noi. Deci, în afara împărăției lui Dumnezeu, am putea, prin eforturi, că omul întotdeauna a încercat și prin alte metode de a fi ca Dumnezeu, orice am face, n-am putea. Ordinea perfectă nu va fi odată până atunci când va fi ordinea spirituală. Exact. Chiar dacă reușești pe alte căi, să zicem, fără ajutorul lui Dumnezeu, dar tot apelând la ceva ce a pus Dumnezeu în tine, exact. Da? Chiar dacă reușești pentru acum și aici, ok, să zicem că trăiești o viață disciplinată, dar ce faci după? Fiindcă marele haos va fi văzut după ce închidem ochii de aici. Iadul va fi un haos. Raiul, împărăția lui Dumnezeu, înseamnă ordine, frumos, frumusețe, bucurie, pe când iadul înseamnă dezordine, regrete eterne, lipsa sensului și o durere profundă. Și atunci, adevărata ordine se restaurează când eu restaurez ordinea în sfera spirituală, când eu mă pun iar în ascultare de Dumnezeu și apoi restaurez și celelalte. Ca să am parte nu de haos, ci de ordine și în lumea aceasta și mai ales în lumea cealaltă, pentru că spuneai la începutul emisiunii că va fi o restaurare deplină a ordinii pe pământ și Biblia, da, a început cu împărăția lui Dumnezeu care este deja inaugurată, dar nu consumată pe deplin și noi așteptăm revenirea Mântuitorului care va desăvârși împărăția lui Dumnezeu la venirea lui, la a doua venire și atunci va face ordine. Va fi judecata de apoi în care răul va fi pedepsit, cei necredincioși vor fi pedepsiți, cei credincioși vor fi răsplătiți cu mântuirea pe care au primit-o când erau încă pe pământ și se reinstaurează abia atunci un cer nou și un pământ nou în care vor domni în care va domni neprihănirea, adică dreptatea, ordinea. Așa este, practic,
promisiunea este clară. Sfânta Scriptură vorbește că totul va fi restabilit, dar și noi atunci, și atunci vom avea un rol, vom fi împreună cu Dumnezeu și practic ne vom bucura de veșnicie, așa cum Dumnezeu a intenționat încă de la început. Da. Practic omul, deci tot parcursul acesta de care am vorbit, este aducerea omului de la starea aceasta de depărtare, de dezordine, haos, iar la starea de ordine inițială. Acum, hai să uităm puțin, Daniel, toți noi suntem încă pe pământ în momentul emisiunii și suntem în starea aceasta în care vrem, nu vrem, ieșim din casă. Nu mai vă spun că și în casă poate să fie dezordin lucruri, lucruri. Da. Dar ieșim, ne ducem, avem nevoi, mergem la cumpărături și acum vorbim de viața creștină practică. Deci eu vorbim puțin de pastorație. Lucrurile acestea pe care le vedem ne afectează. Ne afectează emoțional, ne enervăm, ne supărăm. Așa, recunosc. Uneori vorbim urât. Ne deranjează și pe plan spiritual. Venim încărcați negativ, ne sare țandăra acasă. Știi cum e? Și... Știu. Da? Știu cum e. Că da. Eu spun din propria experiență. Da, suntem oameni și trecem în faza aceasta. Da. Totuși, într-o lume aceasta dezordinii, totuși, așa, vorbim... Sfat păstoresc, frățesc, ca la o confesiune așa reciprocă, ce am putea totuși face astfel încât să ne diminuăm starea aceasta de neliniște, că până la urmă ne deranjează, ne enervăm. Ai văzut, când te enervezi, nu poți să spui că e un om pace. Pacea asta de care vorbește Sfânta Scriptură e foarte importantă și o vedem că nu o ai, ce înseamnă. Ce totuși, cum putem totuși să încercăm să fim... Să trecem prin viața aceasta, prin starea aceasta, rămânând totuși aproape de Dumnezeu, fără să ne stricăm relația cu Dumnezeu în primul rând, relația cu biserica, trecând, că de ieșit afară trebuie să știm, nu putem sta în casă, nu putem să ne izolăm. Clar, tu ai spus foarte clar, nu avem cum să stăm într-o peșteră, într-o văgăună, într-o comunitate, nu știu unde, în care să fim numai liniște, pace numai de-ai noștri și să fim ordinea noastră. Vrem, nu vrem, trebuie să ieșim. Și trebuie să ieșim pentru că suntem trimiși în lume. Foarte important. Suntem trimiși ca să fim agenți ai ordinii și să ajutăm și pe alții să-și facă ordine în viață. La modul cel mai practic, dacă tot haosul ăsta din trafic, de la serviciu, toată presiunea asta negativă care e asupra noastră, prin televiziune, prin știri, prin bombardarea asta mediatică, da? Deci totul se creează un haos. Dacă astea generează haos, cred că trebuie să ne întoarcem, dacă vrem să ne liniștim și să recâștigăm ordinea, să ne întoarcem într-un mediu ordonat, acolo unde este Dumnezeu și cumva să ne îndreptăm privirea de la lumea asta haotică spre o altă lume și să mă uit spre lumea lui Dumnezeu. Și aici am câteva ferestre prin care pot privi spre lumea lui Dumnezeu. Pot să ies, de exemplu, din trafic, dintre blocuri, să mă duc într-un parc, să mă duc într-o grădină, să mă duc în natură și să mă uit la ordinea lăsată de Dumnezeu într-o floare, într-o frunză, la un copac, să văd cum cresc frunzele sau crengile și să admir ordinea lăsată de Dumnezeu în creație. Este o fereastră prin care eu pot să evadez din haosul ăsta care mă afectează emoțional, cum spuneai, și pe toate planurile și relațional, și devin mai irascibil, să mă duc, zicem noi, să mă relaxez, să mă deconectez. De fapt, eu mă refugiez din haos într-o zonă a ordinii, în lumea creată a lui Dumnezeu. Și asta este o fereastră. O altă fereastră prin care pot să privesc la lumea lui Dumnezeu și la ordinea lui Dumnezeu este Biblia. Da? Mă pun și citesc ca să-L văd pe Dumnezeul ordinii cum face ordine în haos, în dezordine. Și văd în toată istoria biblică cum Dumnezeu intervine ca să pună lucrurile în ordine. Și atunci eu mă agăț de Dumnezeul ordinii și nu mă las afectat de dezordinea din jurul meu. Este o altă fereastră. Rugăciunea cred că este o altă fereastră prin care noi putem să ne recâștigăm ordine interioară. Mi-e atât de ciudă că unele lucruri atât de valoroase din creștinism sunt preluate de alte religii sau chiar de corporații, exact. Și sunt puse în slujba fie a câștigului financiar, material,
Dar li se dă o poleală, sunt numite altfel, cum ar fi, aici mă refer la rugăciune, meditație, introspecție și alte lucruri de felul acesta. Păi Dumnezeu ne-a lăsat rugăciunea. În momentul în care mă rog, mă deconectez de lumea asta, mă gândesc la Dumnezeu, Duhul meu se unește cu Duhul lui Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu, El îmi vorbește mie și cumva se repun lucrurile în ordine în viața mea. El este Cel care face ordine în haos. Iată o altă fereastră. Da, fie mă duc și mă plimb în natură, fie deschid Biblia și citesc, fie mă rog. Și practic eu mă conectez cu lumea în care lumea lui Dumnezeu unde este ordine, cu persoana lui Dumnezeu. Astea ar fi câteva lucruri practice ca eu să pot să-mi recâștig liniște. Inclusiv mersul la biserică, îți dau un exemplu, mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu foarte obosit, foarte stresat, când am ajuns la biserică, parcă m-am liniștit. Mediul acela a cântării, a liniștii, a disciplinei, că în biserică noi ne-am obișnuit, avem un parcurs, da? Rugăciunea, liniștea și cântarea, în urma oamenilor, creează o stare, să știi, o pregătire, că te deconectezi și te liniștești. Am văzut. Da, dacă considerăm biserica fiind acea ambasadă a ordinii în haos, gândește cum e să fii într-o țară străină în care ești fugărit de tot și hăituit și singura ta șansă este să te refugiezi la ambasadă. Când ajungi la ambasadă, respiri ușurat că ești în protecție. Ești pe teritoriul tău. Exact. Foarte frumos, foarte. Și aici, când ajung pe teritoriul lui Dumnezeu, care este biserica, da, de asemenea, de acolo pot să mă reîncarc și să... Ești în siguranță. Da, te simți în siguranță. Slavă Domnului. Dar fiind și acolo oameni care încă se luptă cu păcatul din ei, poți să mai ai și tulburări și turbulențe chiar și în comunitatea creștină, ca să nu idealizăm lucrurile. Însă este biserica, este o comunitate în care ar trebui să fie ordinea lui Dumnezeu. Și așa este. Îmi place ce spune Pavel Colosenilor. Zice, măcar că sunt departe de voi cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Deci în biserică trebuie să fie buna rânduială care domnește. Și atunci când eu ajung într-o zonă în care domnește ordinea, automat și eu mă liniștesc și îmi refac ordine în sufletul meu. Asta este ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, o confirmare că suntem chemați să fim ordonați în noi, în relația cu Dumnezeu și apoi în relația cu ceilalți, inclusiv în casa lui Dumnezeu, care este o ambasadă, practic o reprezentanță a acelei ordini spirituale de care vorbeai la început. Daniel, mai există uneori... apropo tot de partea aceasta a pastorației, despre ca proces al restabilirii ordinii, uneori trebuie să mai renunțăm la unele lucruri. Și aici vreau să vorbesc puțin și despre noi, slujitorii. Eu nu sunt păstor, dar fiind în slujire, intru și eu la categoria asta. Așa, cel puțin așa îmi place să cred. Oamenii care sunt lideri, oameni care trag la jug, oameni care sunt responsabili pentru un grup de oameni, pentru o turmă. Și în dorința aceasta de a ajuta, la un moment dat, lasă dezordine în alte aspecte. Îți dau un exemplu. La mine se știe clar, familia câteodată este... Eu știu, întotdeauna spun despre mine că viața mea se împarte în trei lucruri. Servici, producem și familie. Dar ordinea nu e cea care trebuie. Sau de obicei zic familia, producem și servici. Dar nu în ordinea noastră. Și acum, una dintre lucrurile care generează chiar dezordine în propriile noastre familie, spun asta, am ținut să vorbim despre asta, pentru că e o chestie specifică slujitorilor, în special, în care aleargă, trag, fac, să pună pe alții în ordine, să-i aducă acolo unde trebuie și în spate se poate întâmpla un alt tip de dezordine. Ce putem face aici? Cum e? Că aici este o chestie care într-adevăr ne afectează pe noi și ne dorim. Ce putem face ca și oameni ai lui Dumnezeu, oameni care suntem în prima linie, prin activitățile noastre de slujire, totuși să fim contributori, să conducem pe alții spre ordine, dar nici să lăsăm dezordine. Nu în detrimentul dezordinii proprii. Da. Câteodată știi că ajung oamenii, apropo de ieșit în parc, în asta,
au nevoie de spațiu, de... La un moment dat, ai obosești, nu mai poți. Da. Simt că nu le mai controlezi. Da, asta este o problemă reală și serioasă a slujitorilor. Cred că dacă noi ne-am păstra relația pe verticală la nivelul optim, asta ne-ar regla cumva și algoritmul acestor priorități. Eu nu cred că este sănătos pentru noi slujitorul să facem ierarhii de genul Dumnezeu pe primul loc, lucrarea pe al doilea, familia pe al treilea, sau Dumnezeu, familia, lucrarea. Cred că chestiunea este mult mai dinamică și cred că Duhul Sfânt, cel care este acum în noi și este agentul ordinii în lume, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ar trebui să ne conducă, să știu în fiecare moment, uite, acum este timpul pentru familie. Tu trebuie să fii în familie. Dacă ești în altă parte, nu ești în ordine. Exact. Da? Acum este timpul să fii în vizită la familia respectivă care e în suferință. Dacă tu stai acasă să te joci remi cu copiii, da, e ok să joci remi cu copiii. Dacă e o familie în criză și trebuie să fii acolo ca păstor, ca slujitor, locul tău este acolo. Dacă nu ești acolo, nu ești în ordine cu Dumnezeu în momentul ăsta. Și eu cred că trebuie să lucrăm la ordinea priorităților pe fiecare moment al zilei. Adică eu să mă las condus de Duhul Sfânt. Vezi, Iisus, hai să ne gândim la Mântuitorul Iisus Hristos. Da? El pleacă spre casa lui Iair ca să-i învie fetița. Da? Și între timp o femeie cu o hemoragie se atinge de el, el se oprește, întreabă ce se întâmplă, cine s-a atins, și acolo pare că cineva... El avea, după toți, avea o ordine stabilită. Să se ducă să rezolve problema fetiței respective bolnavă sau și chiar moartă. Dar acolo este Mântuitorul Iisus ascultat de Tatăl și Tatăl îi dicta ordinea, nu oamenii și nici evenimentele. El se oprește și pare că întârzie și că strică ordinea aceea, creează o dezordine, dar de fapt el era receptiv și avea o relație cu Tatăl și Tatăl îi spunea ce să facă și cum să facă. Cred că asta ne trebuie și nouă slujitorilor. Să întărim relația noastră pe verticală, astfel încât să știu pentru fiecare zi și pentru fiecare moment al zilei sau interval al zilei unde sunt în ordine să fiu. În slujire, cu familia sau în odăiță la rugăciune cu Dumnezeu. Pentru că vezi, dacă sunt prea mult cu oamenii și nu sunt cu Dumnezeu, cum Iisus, Mântuitorul nostru, stătea noaptea în rugăciune sau petrecea timp în rugăciune, după era cu oamenii, după era cu ucenicii, avea o dinamică. Eu aș pleda pentru această dinamică și nu pentru o ierarhie statică. Foarte, foarte interesant. Mi-aduc aminte și la învierea lui Lazar. Gândește că întârzie și acolo iar o chestie în care... De neînțeles. De neînțeles, da, de ce se întâmplă. Da. Deci, cred că e prima dată când aud sfatul acesta de o dinamizare a priorităților zilnice. Uh-huh. De obicei, îmi pui pe Dumnezeu, după aia familia și apoi restul. Dar cred că așa este, pentru că momentele și prioritățile diferă în fiecare. Într-adevăr, oricât e importantă familia, dacă omul ăla arde acolo, ia o problemă, e pe patul de spital, de suferință și are nevoie de cineva să fie la căpătâi, păi te duce acolo. Crede-mă că au fost situații când la 11 sau la 12 noapte am primit un telefon și a trebuit să plec. Da. Și atunci am lăsat familia și a știut că locul meu este acolo și era în ordine să fiu așa. Nu se întâmplă asta mereu. Dar aici ține de relația. Și de relația și de înțelepciunea aceasta a fiecăruia. Știi, de maturitatea, spune. Da, de maturitatea ordinii dintre tine și Dumnezeu, știi? Slavă Domnului, e un sfat extraordinar. Am să-l iau așa ca din partea lui Dumnezeu și pentru mine, pentru că cu siguranță ăsta cred că este răspunsul corect. Daniel, uite ce a trecut timpul. S-a dus? S-a dus foarte atât de repede, nu știi când a trecut timpul, discutând despre ordine și dezordine. Un sfat, un verset, un gând, la final, dacă ai așa, ca o concluzie, orice gând pe care îl putem lăsa prietenilor noștri, celor care ne urmăresc. Pavel le spune corintenilor, unde era ceva dezordine și în viața personală, și în viața bisericii, și în societate, lor le spune: Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii. Deci nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii. Cuvântul pace înseamnă al armoniei, al ordinii perfecte. Ca în toate
bisericile sfinților. Gândul meu este, dacă ne închinăm unui Dumnezeu care este al ordinii și care a creat universul acesta în ordine, dacă spunem că am reintrat în relație cu El prin Domnul Iisus Hristos, care a venit la împlinirea vremii și a fost ascultător de Tatăl și a respectat ordinea asta spirituală ca să ne mântuiască pe noi, atunci ar trebui să trăim în această armonie, în această pace, cu pacea lui Dumnezeu în noi, având pace cu Dumnezeu și trăind în pace cu ceilalți. Cumva să existe o concordanță între crezul nostru, într-un Dumnezeu al ordinii, și ordinea din viața noastră și ordinea din jurul nostru pe care o promovăm. Amin. Așa să ne ajute Domnul să fim niște agenții ai ordinii divine și pentru cei care încă au o problemă în a stabili ordinea aceasta, trebuie să știe că mai există har, încă Dumnezeu mai este acel, acolo și ne ascultă, astfel încât și astăzi putem intra în ordinea aceasta cu Dumnezeu. Daniel, îți mulțumesc foarte mult pentru contribuția ta. A fost o discuție extraordinară. După cum vezi, și în emisiune am venit foarte obosit. Sunt mult mai bine acum la finalul emisiunii. Slavă Domnului și îți mulțumesc mult pentru tot ce ai făcut. Cu drag și sper să aducă o provocare la ordine pentru cei care vor viziona emisiunea și dacă sunt oameni hăituiți prin haosul acestei lumi, să alerge la ambasadă. Să-L caute pe Dumnezeu, să-L caute pe Hristos, singurul care poate să le pună ordine în viață. Amin. Dragi prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!